Moneda care valorează suma de 7000 de euro este foarte rară. Ce o face o atât de specială dacă ți dorești și tu astfel de monedă? Nu este nevoie să cauți printre vechiturile bunicilor, pentru că sunt monede de acest tip rare care au fost bătute recent. Ești curios dacă ești fericitul posesor al unei astfel de comori. Conform spynews.ro, moneda care valorează o avere este cea de un eurocent. În cazul monedelor, valoarea este determinată nu numai de raritate, dar și de starea de conservare. Așadar, o singură monedă care a fost bătută în doar câteva exemplare și este păstrată în stare bună, poate să valoreze o avere. Cea mai rară monedă de un eurocent este rezultatul unei greșeli de batere în anul 2002. Este o monedă nominală de un cent care a fost bătută din greșeală cu diametrul unei monede de 2 cenți. Prin urmare, această monedă extrem de rară prezintă prezintă două erori de batere. Prin urmare, această monedă extrem de rară prezintă două erori de batere. Dacă ești posesorul unei astfel de monede rare, trebuie să știi că valoarea este de cel puțin 2500 de euro, iar la unele licitații au fost persoane care au plătit aproape 7000 de euro ca să le cumpere. Se spune că ar exista aproximativ 100 de astfel de monede, relatează spynews.ro.